Schimbarea în raionul Fălești a început odată cu dezvoltarea conceptului de comunitate prietenoasă vârstei în 25 de localități din raion. Asociația obștească Casmed implementează proiectul Îmbătrânire și Sănătate, susținut financiar de Crucea Roșie din Elveția, care are drept scop implicarea vârstnicilor în determinarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă. Reprezentanții Consiliului Raional Fălești spun că există schimbări importante. Oamenii se implică mai activ în viața socială a comunității, devenind astfel parteneri de încredere pentru autorități. În cele 25 de localități din Raionul Fălești s-au creat comitete coordonatoare locale, a căror misiune este să aducă nevoile vârstnicilor mai aproape de factorii de decizie. La moment avem 75% din numărul total al primăriilor implicate în acest proiect și în fiecare primărie a fost creat comitet local de coordonare al proiectului. Comitetul raional, de asemenea, a organizat diferite activități, focus grupuri pentru identificarea nevoilor raionale, anume pe aspectul persoanelor vârstnice. Care sunt nevoile, ce ar trebui să întreprindem. Vârstnicii din satul Pârlița, Raionul Fălești, au participat în cadrul unui focus grup, unde au determinat problemele din localitate din domenii precum transport, servicii, incluziune socială și altele. Noi am înțeles astăzi că mai este și altă viață. În societate sunt mulți oameni activi, dar n-are cine să-i convingă, să-i mobilizeze. În multe cazuri e nevoie de o imbold. Și imboldul, păi l-am văzut azi. Vârstnicii din sat spun că nu sunt respectați de către tânăra generație. Aceștia își doresc să schimbe atitudinea tinerilor, care ar trebui să manifeste mai multă înțelegere și suport față de persoanele în etate. Lăsată în dezbilișă soarte de toți profesorii, de toată conducerea școlii. Dar totuși mă simt că sunt în puteri și pot să aduc ceva prin os localității, comunității. Mergeau niște elevi pe drum și eu spun, dar ce nu mă salutați? Dar ei spun că pe bătrâni nu-i salutăm, pe moșnești, pe bani nu-i salutăm. Să avem o legătură cu tineretul și copiii, că ei să meargă pe lângă noi să zâmbească, eu le zâmbesc și să fie o atracție unul față de altul. Vârstnicii din satul Pârlița își mai doresc un loc pentru socializare, unde ar putea organiza diferite activități. Nu avem un centru amenajat, dotat, să fie și cu căldură, ca vârstnicii să se poată întruni în diferite ședințe, într-un schimb de experiență, chiar să facă o serată muzical-literară. Reprezentanții Asociației Obștești Casmed contribuie ca persoanele în etate să beneficieze de sprijin și condiții pentru a se simți util comunității. Astăzi mi-a plăcut că unii vârstnici au zis că și noi am făcut voluntariat și noi ne-am pus întrebări cum să facem, dar n-am avut un pic de sprijin. Și eu cred că anume noi am venit în localitate ca să sprijinim aceste persoane, ca să le direcționăm prin metodologia noastră de lucru, care într-adevăr e, bazându-mă pe rezultatele altor localități, într-adevăr dă roade. Grație instruirei profesioniste a specialiștilor Casmed, membrii comitetelor coordonatoare au devenit experți în elaborarea strategiilor de dezvoltare a localităților. Comuna Ciolacul Nou este una dintre beneficiarii care a reușit să câștige minigrantul local amenajat, vârstnici implicați. Datorită acestui fapt, au amenajat o sală în incinta casei de cultură. Spațiul este dotat cu mobilier, televizor și un laptop. Valoarea totală a investiției este de peste 111.000 de lei. La reparație a participat cea mai o persoană de 80 de ani. Iată, anul acesta împlinește 80 în august. Avem de a pune jaluzelele, caloriferele, da. Așa suntem la fine. Vin vremurile atunci când în sate avem mai mulți oameni de vârsta a treia și care suferă că nu au o comunicare cu cineva. În procesul acestui proiect, noi am obținut
o consolidare, o prietenie, să zicem așa, a tuturor vârstnicilor din comunitatea noastră. Noi în comunitatea noastră suntem 5 sate. Proiectul Îmbătrânire și Sănătate a unit vârstnicii în grupuri de inițiativă locală, inclusiv în comuna Albinețul Vechi, unde persoanele în ietate se întâlnesc săptămânal pentru a organiza așezători și alte evenimente comunitare. Eu mă rog la Domnul în această zi. Și noi ne adunăm, plănuim la care bătrâni din sat să ne ducem, care sunt mai triști ca noi, să-i ajutăm. Am copt plăcinte, am făcut sarmale, ne-am dus, le-am împărțit prin sat. Chiar numai vorba și discuțiile care le facem noi de noi, de acum să ridică moralul, cântăm, spunem glume. Te duci odihnit, deci. Dar înainte nu prea erau adunările astea, pentru că de acum avem cuibușorul unde să ne adunăm. Chiar și la un ceai, chiar și la o glumă, chiar și la ceva, și ne simțim bine. Și vârstnicii din satul Năvârneț țin pasul schimbărilor. Ei și-au exprimat dorința de a-și spori competențele digitale pentru a putea comunica cu rudele aflate peste hotare. Irina Croitoru, una dintre membrele comitetului coordonator, a venit cu soluția de a organiza împreună cu elevii din școală lecții digitale pentru seniori. Nu trebuie să WhatsApp, pe Facebook, cum să se registreze, cum să-și creeze o poștă electronică, ca astfel ei să mai iasă puțin din casă, să mai discute între ei. Ei au nevoie foarte mult puțin ca să iasă, deci ca asta o să le facă bine și sănătatea lor, atât mentală cât și fizică. Să deschidem calculatorul, cum să scrie un mesaj, cum să trimite un mesaj, poșta electronică, să intrăm pe o pagină ceva interesant, citim noutăți, chiar și este pagina primăriei, putem să vedem și să mai petrești la primărie și anunțuri acolo ca să participăm și noi cu ce putem. Astăzi mi-a fost deschisă poșta electronică, unde voi putea veni des și să fac legătura cu copiii, cu nepoții, să-mi timpul liber să-l pot cât de cât folosi pentru copii, pentru nepoți. Proiectul Îmbătrânire și Sănătate este implementat în raionul Fălești din anul 2020 de către Asociația Obștească Casmed cu suportul Crucii Roșii din Elveția, reușind să acopere 75% din numărul total al localităților din raion.